decembrie sunăm, evident, o telespectatoare, căci doar ele ne scriu. N-avem ce face, nu e vina noastră. Rarisim când ne mai dă de știre un bărbat că se uită la noi. O sunăm pe Alina. Să nu hulim, cum zice colega Ramona. Să nu. Că sunt și oameni care încearcă să ne sune, dar... Alo, Alina? Sau invers. Alo? Alo, Alina? Da? Sărmâna de la Neața deranjăm. Neața? Sărna. Wow, Neața! Azi am sunat să-ți spunem tradiționalul... La mulți ani! Sărna! Mulțumesc mult! Unde am nimerit, Alina? În ce oraș? În Comuna Grădinar, județul. Cum e vremea la voi? Urât, a înghețat în dimineața aceasta. Da, dar e... nu plouă. Nu plouă. A plouat zilele trecute. Eu zic că pentru decembrie este suficient. Aici în zonă este un cer roșu. Zici că i-au dat foc ăștia. Da. Cu cine ești acolo? Cu băiețelul meu, Vladimir. Vorbește deja? Da, are 2 ani jumate. Pozele sunt mai de mult. Am înțeles, pozele sunt mai vechi. Foarte bine. Astăzi program de mămică, bănuiesc? Da, și petrecem în familie. Ați făcut ceva în weekend? Da, am fost la o festivitate. S-au deschis luminițele în Slatina, orașul de lângă noi, și am fost cu băiețelul. Foarte bine. Ne bucurăm că vă uitați la Neața. Îți dăruim melodia pe care ne-ai cerut-o atunci când ne-ai scris. La mulți ani, Alina! La mulți ani!